să mă prezint și să vă spun că sunt director general din Federația Prefecturii Ministerul Administrației și Internelor, Constantin Mihai. Mă aflu în județul dumneavoastră cu privilegiul numirii în funcție a noului prefect și a noului subprefect. Aș dori pentru început să dau o citire hotărârii de guvern privind decetarea exercitării temporare a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Olaru Neculari, având în vedere prevederile articolului 19 alineatul 1 și articolul 92 din legea 188 din statutul funcționare cu funcții republicane cu modificări și completări ulterioare, în temeiul articolului 100 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, procedată de exercitarea temporară a funcției publice de prefect al județului Bacău, de către domnul Olaru Neculari. Semnează prim-ministru Emil Boc, poate semnează ministrul administrației și internelor Vasile Blancu. București, 20 septembrie 2010. Hotărârea de guvern, poartă numărul 979. Acum o face protocolul pentru numirea în funcție de prefect prin aplicarea mobilității. Domnul Scripăs Constantin îndeplinește condițiile conform legii să ocupe funcția definitivă. Deci, dânsul s-a aplicat mobilitatea pentru funcția de din funcția publică de subprefect al județului, în funcția publică de prefect al județului Bacău. Având în vedere prevederea articolului 19, aliniatul 1, litera din legea 188-1999, privind statutul funcționarilor publici, republicate cu modificări și completări ulterioare, și al articolului 33, aliniatul 1, litera 5, a hotărârii Guvernului 341, privind intrarea categoriei înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Scripăs Constantin se aplică mobilitatea în funcția publică din funcția publică de subprefect al județului Bacău, în funcția publică de prefect al județului Bacău. Semnează prim-ministrul Emil Boc, contrasemnează ministrul administrației și internelor, domnul Vasile Blaga. București, 20 septembrie, hotărârea poartă numărul 980. Și acum am să rog pe domnul prefect să citească jurământul. Jurământ. Eu, Scripăs Constantin, numit în funcția publică de prefect al județului Bacău, prin hotărârea de guvern numărul 980 din 20 septembrie 2010, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineatul 6 al legii numărul 188-99 privind statutul funcționarilor publici republicate cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legi de țări, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Având în vedere prevederea articolului 43 din hotărârea Guvernului 341
47/2007 prin intrarea în categoria naților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea naților funcționari publici cu modificările și completări de ulterioare, recurgerea articolul 19, iată litera A, articolul 89 și 92 din legea 188, privind statutul funcționarului public republicat cu modificările ulterioare, articolului 108 din Constituția României Republicate, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Dascălu Geu Mugurel exercită cu caracter temporar condițiile lui și funcția de subprefect al județului Bacău. Semnează ministrul Emil Popov, dar semnează ministrul administrației și internă Vasile Bagra. București, 20 septembrie, hotărârea numărul 981. O să trecem acum la aceeași procedură. Domnul Dascălu să citească jurământul. Eu, Dascălu Geu Mugurel, numit în funcția publică de subprefect al județului Bacău, prin HG numărul 981 din 20 septembrie 2010, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62 alineatul 6 al legii numărul 188/199 privind statutul funcționarului public republicat în completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplică în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios în datoriile ce am în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa se mi-a ajutat Dumnezeu.